Klaus Iohannis pleacă din ARI, anunțul administrației prezidențiale. Președintele Klaus Iohannis va participa vineri la reuniunea informală la nivel de sublinierei de stat Bulgaria, Austria, România, care se va desfășura oral la RUSET în Bulgaria, a transmis administrația prezidențială, care a precizat ce discuțiile se vor axa pe agenda europeană actuală în vederea facilitării unei bune coordonări sublinierei cooperării pe parcursul celor trei presubliniere din ci ale Consiliului UE. Întâlnirea reune subliniere pe în acest format presubliniere din ci celor trei state care decin succesiv presubliniere din ci a Consiliului Uniunii Europene, e, în acest an subliniere e în primul semestru al anului viitor, iar discuțiile se vor axa pe agenda europeană actuală în vederea facilitării unei bune coordonări sublinierei cooperării pe parcursul celor trei presubliniere. Din ci ale Consiliului UE. Presubliniereintele Klaus Iohannis va exprima interesul României de a colabora împreună cu Bulgaria sublinierei Austria pentru îndeplinirea obiectivului comun de avansare a agendei europene în interesul cecenilor. Presubliniereintele României va sublinia ce, pe perioada decinerii presubliniere din ciei Consiliului UE, cara noastră va urma promovarea unei abordări pragmatice sublinierei a unor obiective fezabile, astfel încât cecenii europeni se beneficieze de valoarea adugată a proiectului european sublinierei de rezultatele sale concrete, a precizat administrația prezidențială. Cu ocazia reuniunii informale de la RUSET, Iohannis va avea întâlniri bilaterale cu presubliniereintele Bulgariei, Rumen Radev, sublinierei cu presubliniereintele Republicii Austria, Alexander Van der Bellen, sublinierei vor fi abordate aspecte care țin de agenda bilateral, european sublinierei regional de interes comun. Totodată, presubliniereintele Klaus Iohannis va participa, împreună cu omologii bulgari sublinierei austriac, la conferința cu tema dezvoltarea durabilă a regiunii Dunării sublinierei interconectarea între regiuni organizat la Universitatea Angel Kankiev din Rusia.